Suntem gata, da? Ok. Deci, bună ziua, stimați cetățeni, stimați producători agricoli. Mă numesc Vasile Șarban, sunt secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Astăzi vrem să vă aducem la cunoștință despre activitatea Comisiei de licențiere a unor produse cerealiere și semințe de oleaginoase. Deci, activitatea de licențiere la import, să are în vedere. După cum cunoașteți, noi am avut trei etape de licențiere a importurilor de cereale și produse oleaginoase. Aceasta a început din luna octombrie, după care din ianuarie și martie au fost emise alte două ordine. Deci, practic, am avut trei ordine a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Primul a fost în baza unei decizii, dispoziții a Comisiei Situații Excepționale, care nu avea o, când era situație excepțională de urgență declarată la nivel de țară. Ulterior au fost introduse modificări în legea 160 cu privire la actele permisive, unde s-a introdus o prevedere că Comisia Situației Excepționale a Republicii Moldova poate să licențieze anumite importuri de anumite produse în anumite cazuri. Doar că această licențiere trebuie să fie pentru nu mai mult de 3 luni și cu posibilitatea de prelungire iarăși nu mai mult de 3 luni. Ceea ce și s-a întâmplat. Deci prima perioadă de 3 luni a fost din luna ianuarie până în luna martie, 28 martie. A doua perioadă a fost din 4 aprilie până în 28 deja iunie, care va fi. Este a doua perioadă de 3 luni de zile care ne este permisă de legislație. Ca și activitate, ceea ce am avut, sau să facem o clarificare pentru ce a fost necesară această licențiere. Premizele licențierii importului cereale și oleaginoase au reieșit din situația creată pe piața internă, deci cu toții cunoaștem că în anul 2023 a fost o prăbușire masivă, aș spune, de prețuri la producția agricolă, ceea ce a adus în dificultate producătorul agricol, având o producție în interiorul țării, o producție care nemijlocit depășește necesarul pieței interne și care nemijlocit trebuia să fie exportată, livrată în altă parte. Prăbușirea acestor prețuri a dus la stagnarea comerțului cu cerealele. Pentru a evita importurile de cereale pe teritoriul Republicii Moldova ca fiind mai ieftine în altă parte, deci s-a ajuns la această decizie. O altă motivație a fost suspiciunile partenerilor noștri de comerț ca și țară, vorbesc de România, vorbesc de alte țări, suspiciunile precum că Republica Moldova cumva ar face un tranzit de cereale oleaginoase din alte țări prin intermediul Moldovei și să fie reexportate. Și o altă cauză a fost solicitările insistente a mediului de afaceri, a mediului asociativ a acestor producători agricoli pentru a introduce această măsură, așa cum au făcut-o și unele țări europene, măsură care, nemijlocit, ar proteja producătorul autohton, în cazul nostru. Deci, pe toată perioada aceasta de activitate a Comisiei de Licențiere, la care eu sunt președinte, deci noi am avut 13 solicitări, dintre care o solicitare a fost retrasă, restul solicitărilor au fost admise, au fost eliberate aceste licențe. Vorbim aici despre porumb pentru floricele, popcorn, cum îl cunoaștem noi în populație, deoarece și porumbul este supus mecanismului de licențiere, și vorbim despre semințe de floarea soarelui, care ele sunt de mai multe categorii. Conform nomenclatorului, noi avem semințe de floarea soarelui alimentare cu coaja dungată, gri sau albă, și avem semințele de floarea soarelui cu coaja neagră și care sunt destinate producției de ulei. Au fost admise importurile inițial în primele două campanii sau perioade de licențiere, deci a fost admis importul la semințele de floarea soarelui alimentară, deci cea dungată, în scop de cofetărie pentru producție de pătiserie, cofetărie, și în scop de decojire și comercializarea acesteia decojită.
Ulterior, deci la ultima perioadă de licențiere, au fost emise, inclusiv și din cele care sunt cu porumb pentru floricele și semințe alimentare de floare soarelui, dar și semințe pentru ulei la 4 agenții economici. Deci, într-adevăr, a fost o cantitate mai mare. Dar aceasta a fost luată ca și decizie, ieșind din faptul că în Republica Moldova, practic, nu mai conform informațiilor care le deține Ministerul și care au fost livrate din partea consiliilor raionale prin intermediul responsabililor de agricultură din aceste consilii, prin intermediul mediului asociativ, adică din partea asociațiilor. Deci informația care o dețineam noi, se vedea că semințele floarea soarelui deja în țară nu mai sunt, decât cele volume mici, nedeclarate, care sunt pe la unii agenți economici sau persoane fizice. În acest sens, deci, s-a luat decizia ca să nu disturbăm cumva, să nu distrugem cumva o industrie de prelucrare a semințelor de floarea soarelui și nu doar una, deci vorbim de mai multe, s-a luat această decizie. Vreau să vă atrag atenția că în cadrul acestei comisii fac parte mai multe instituții, inclusiv mediul de afaceri care este reprezentat în componența comisiei. Deci este Ministerul Agriculturii, este Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și mai sunt încă 3 reprezentanți din mediul de afaceri. Toate deciziile au fost luate de comun. Ultimele ședințe, desigur că au fost solicitate mai multe informații, au fost deplasări în teritoriul la agenții economici care au solicitat aceste eliberări de licențe. Deci în teritoriu au plecat de la Ministerul Agriculturii reprezentant și de la Inspectoratul Fiscal de Stat. În scopul de a vedea care ar fi stocurile de semințe de floare soarelui, că doar pe aceste aspecte au plecat, care ar fi stocurile de semințe și care ar fi capacitatea de procesare a acestor fabrice, și să vedem cât am putea să eliberăm ca și licență. În genere a fost o regularitate sau o reglare foarte clară că la ultima perioadă de licențiere, deci noi am hotărât ca să putem acorda licență pentru o lună de zile, deci volumul necesar pentru o lună de zile de activitate a acestor fabrici și nu mai mult. Ulterior, deci după ce am eliberat licențele pentru o lună, următoarea lună nu a fost nicio solicitare, dar mai continuau ca să achiziționeze de pe intern. Odată ce pe data de 28 iunie se încheie perioada care reglementează licențierea importului anumitor categorii de cereale și semințe de produse oleaginoase, deci Ministerul este în activitate și în căutare a soluțiilor legale care ar proteja producătorul autohton de supravolume prezente pe teritoriul țării, de diminuare sau de diminuare de prețuri, da, care ar fi. Noi lucrăm în acest sens, vom identifica soluția și vom aplica, probabil că vom aplica, deci niște mecanisme în continuare. Acum nu ar trebui să avem nicio îngrijorare, deoarece pe teritoriul Republicii Moldova semințe de floarea soarelui în exces sau problemă în întreprinderea agricolă nu este. Aceasta probabil că ar putea apărea doar atunci când vom avea recolta nouă, asta este sfârșit de august, început de septembrie. Noi până atunci, cu siguranță, credem că vom monitoriza situația care va fi și vom identifica soluții, dacă va fi cazul, cum să protejăm producătorul autohton. De asemenea, facem activitate nemijlocit și pe partea de calamități naturale, ceea ce vedem ce se întâmplă acum, monitorizăm care au fost efectele acestor calamități, căderi de grindină, care au fost mai puține datorită serviciului special pentru influențe active asupra proceselor hidrometeorologice. Au fost spălături de teren, de sol fertil și a culturilor agricole. Acestea au fost local. Acum, subdiviziunile teritoriale care răspund de agricultură din cadrul consiliilor raionale, împreună cu primarii localităților, cu agenții economici care au solicitat crearea comisiilor pentru situații excepționale locale, deci merg în teritoriu, constată faptul, determină care ar fi
partea de pierdere, întocmesc actele respective, le înregistrează la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, deoarece acolo se centralizează toată informația conform hotărârii Guvernului 1076 din 2010 și astfel, deci, pun într-un cadru normativ clar ce se întâmplă, cum se întâmplă și care sunt cauzele respective. Totodată, nu aș vrea ca să las așa fără atenție intenția Ministerului Agriculturii referitoare la crearea camerelor agricole. Deci noi în următoarea perioadă vom avea o campanie de informare a producătorilor agricole, a consiliilor raionale, acolo unde vor fi create de fapt aceste camere agricole, vorbim de 10 locații în tot teritoriul Republicii Moldova, că vor fi 10 camere agricole la nivel național și una va fi o cameră agricolă care va reprezenta celelalte 10 la nivel deja aici central. Nu vor fi în subordine ministerului, ca să fie clar. Deci noi ne dorim ca aceste camere agricole să fie absolut depolitizate sau apolitice. Ele nemijlocit să reprezinte interesul producătorului agricol și să-l promoveze acest interes către organele abilitate, alte instituții care nemijlocit ar trebui să își facă treaba corespunzător. Deci camere agricole, deci noi vom merge în aceste în această campanie de informare. Deci pe 4 iulie vom fi la Hâncești, unde vor fi 3 raioane, Hâncești, Cimișlia și Leova la ora 9. Vom merge în Ialoveni, unde vor fi deci 5 raioane, Chișinău, Ialoveni, Strășeni, Criulenia, Neninoi și Dubăsariu la ora 14. Pe data de 5 iulie vom merge în Florești, unde vor participa producătorii din 3 raioane, Florești, Soroca și Șoldănești la ora 9. Vorbim despre Telenești, unde vom merge la ora 14 și vor participa Orheiu, Telenești și Rezina. Pe data de 8 iulie, la ora 9, vom fi în Căușeni, unde așteptăm și colegii agricultori din Ștefan Vodă. Pe 9 iulie vom merge la Iedineț, unde va participa Iedinețul, Briceniu, Ocnița, Dondușeniu la ora 10. Bălțu, tot în aceeași zi, deci unde va participa Bălți, Glodeni, Rășcani, Fălești, Drochea și Sângerei la ora 15. Locația de la Ungheni pe data de 10 iulie, unde va participa producătorii din Ungheni, Călăraș și Nisporeni la ora 9. Și ultima zi care vom face această campanie de informare, este o primă campanie de informare, ca să fie clar, va fi pe 11 iulie, unde vom merge la Cahul și vor participa Cahulul și Cantemirul la ora 9. Și ulterior mergem la Comrat, unde participă Comrat, Ceadărlungă, Basarabeasca, Taraclia și Vulcănești la ora 2. Toate locațiile, să fie înțeles, vor fi în casele de cultură a centrelor raionale care vi le-am menționat acum. Acolo, desigur, că vom vorbi despre eficiența acestor camere agricole, vor participa cu noi și reprezentanți de peste hotare, vor participa din Franța, vor participa din Austria, va participa domnul vicepremier, domnul Bole, voi participa eu și alți colegi care nemijlocit vor fi implicați în procesul de informare. Clar să fie că noi facem acest lucru pentru a putea pregăti producătorul agricol și doar pentru producătorul agricol, să-l pregătim de accesarea fondurilor europene, căci noi dacă ne dorim acest lucru și întotdeauna când vorbim și negociem despre bugetul de subvenționare, întotdeauna, în fiecare an, eu țin minte cu certitudine și am deja ani de zile muncit în minister, se face referință când vor apărea acele fonduri de preaderare. Ele vor apărea, deja avem mesaje că vor apărea de curând, doar că avem o problemă nerezolvată pe interior. Noi trebuie să asimilăm aceste fonduri de preaderare. Ca să le asimilăm, noi trebuie să fim pregătiți într-o oarecare măsură, trebuie să știm ce vrem, cum vrem și cu ce trebuie să solicităm anumite fonduri pentru a efectua investițiile în întreprinderi. Fondurile de preaderare au o singură destinație, de a pregăti mediul de afaceri din țara noastră pentru ulterioara integrare în Uniunea Europeană. De a pregăti, asta înseamnă să avem tehnologii moderne ca să putem să fim competitivi, să putem să fim eficienți, de a avea condiții pentru muncitorii din aceste întreprinderi, de a avea condițiile de respectare și păstrare a mediului înconjurător și multe alte lucruri care ele sunt binevenite, bune și absolut necesare.
Chiar și acum ele sunt necesare, doar că nu se atrage foarte mare atenție din partea tuturor, hai să zic așa, căci acolo unde este lipsă de mijloace financiare, desigur că apar și diferite discrepanțe și după aceea începem cu diferite derogări de la cadrul normativ, ceea ce nu ar fi bine să fie. Deci fondul de preaderare este anume pentru acest lucru, de a pregăti producătorul agricol. Și dacă vorbim de fondul de preaderare, noi trebuie să-l putem accesa. Și dacă să-l putem accesa, trebuie cineva să ne ghideze. Și dacă până acum această ghidare nu a fost făcută conform, deci noi am vrut din tot din adinsul ca să luăm o practică eficientă de psihotare, acolo unde fondurile pot fi asimilate, acolo unde activitatea producătorului agricol este condusă de producători agricoli și este coordonată între ei și este eficientă. Cam acestea au fost de spus în această zi, deci pe partea de licențiere, desigur că în cazul când noi vom identifica, deci urmarea lucrului care îl vom duce, voi identifica alte măsuri, alte aspecte de licențiere sau de alte, nu știu, mecanisme, desigur că noi vom informa publicul larg și nemijlocit producătorul agricol ca să fie clar ce ne ocupăm, ce facem și ce va trebui să facem. Eu vă mulțumesc mult și vă doresc succes tuturor și spor în toate. O zi bună!